Accident învăluit în mister într-o localitate din Cluj, unde o mașină care nu avea șofer a fost lovită de tren. În urma coliziunii produse la ieșirea din localitatea Jucu, la câțiva metri de șoseaua principală, automobilul a fost grav avariat. Capota a fost smulsă și bucăți de metal și plastic au fost împrăștiate de-a lungul căii ferate. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență, SMURD și de la Poliția Rutieră au intervenit rapid la fața locului, dar nu au găsit pe nimeni în mașină. În plus, nu au fost descoperite plăcuțele de înmatriculare la locul accidentului. Anchetatorii au în calcul varianta ca șoferul să fi scăpat teafăr, după care s-a făcut nevăzut, nu înainte de a lua cu el numerele de înmatriculare, asta în cazul în care au existat pe mașină în momentul impactului. Cercetările continuă pentru identificarea șoferului, precum și pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.